Cerere urgentă a președintelui României către guvern, doamnelor și domnilor, bună ziua, bine v-am regăsit la Obiectiv. Klaus Iohannis cere guvernului Orban să prezinte cât mai repede proiectul de buget pe anul viitor, acesta reprezentând prioritatea zero din punctul de vedere al președintelui. Restul proiectelor, precum abrogarea recursului compensatoriu, de exemplu, pot aștepta, dar nu mult, susține Iohannis. În paralel cu pregătirea bugetului, este nevoie de pregătirea unor măsuri care sunt destul de urgente pentru sfârșitul acestui an. Misiunea guvernului Orban pentru împărțirea banilor țării nu este deloc ușoară, însă pentru a fi adoptat bugetul, liberalii au nevoie de majoritate în Parlament, iar în acest moment aceasta este extrem de fragilă. Senia Croitoru este în direct cu noi. Aici este o chestiune, Senia, pe care o tot punctează și președintele Klaus Iohannis și premierul Orban, numai că tot Klaus Iohannis înțelegem că le-a spus în ședință că nu e bine nici să ia parlamentar la bucată. Și atunci cum să obțină această majoritate, Senia? Bun găsit, le-a spus și asta și le-a spus și să nu se culce pe o ureche, spun surse politice, pentru că dacă au câștigat alegerile prezidențiale, asta nu înseamnă că au câștigat toate luptele electorale care vor veni în perioada următoare. Asta pentru că anul următor, știm cu toții, avem două tipuri de alegeri, alegerile locale și alegerile parlamentare. În ceea ce privește luatul numărului de parlamentari la bucată, ei bine, spun surse politice și am văzut că încă de săptămâna trecută susțineau și cei de la USR că se poate discuta inclusiv cu parlamentari de la Partidul Social Democrat care ar fi nemulțumiți în acest moment de ce se întâmplă în PSD și să treacă cumva de partea cealaltă a baricadei, dar vom vedea dacă vor reuși să facă acest lucru. Ideea este că în acest moment se caută o majoritate foarte confortabilă pentru a trece legea bugetului de stat prin Parlament, pentru că ar trebui să vină undeva în jurul datei de 20 decembrie proiectul de buget să fie discutat în comisiile speciale și mai apoi să fie votat în plenul Parlamentului și au nevoie liberalii de o astfel de susținere. Pe de altă parte, s-a mai discutat în ședința de astăzi, spun surse politice, în prezența lui Klaus Iohannis și despre asumarea răspunderii pe anumite legi. Știm foarte bine, se discuta despre abrogarea recursului compensatoriu, desființarea secției speciale. Le-ar fi spus Klaus Iohannis, spun surse politice, să nu se grăbească cu asumarea răspunderii, însă le-ar fi spus că este totuși o soluție asumarea de răspundere, dar să nu se grăbească cu aceasta pentru anumite legi, sau vom vedea dacă va fi până la urmă un pachet de legi pe care își vor asuma sau nu răspunderea, deși surse politice am văzut susțin că s-ar putea discuta despre asumarea răspunderii în Parlament pe anumite proiecte de lege. Vom vedea până la urmă ce vor face liberalii. Cert este că în acest moment se caută, spuneam, acea susținere pentru majoritate, pentru a avea acea majoritate confortabilă ca să își treacă mai întâi legea bugetului de stat și apoi celelalte proiecte importante pe care le au liberalii. Mulțumim, Senia, pentru informații. Nu este